Doamnelor și domnilor, bună seara! Sunt Margareta Răducanu și vă invit să urmăriți emisiunea Noi despre Noi. Vreau să încep astăzi emisiunea cu versurile lui Dumitru Matkovski, Chișinăul meu cel mic. Aici mi-e casa cea cu povești, cu trei mușcate la trei ferești. Aici o frunză, un fulg de nea, mă înfioară cu șoapta ta. Cu platani la buiucani, cu izvoare la rășcani, fără larmă de tramvai, Chișinăui colț de rai. Vara înfreamă-ți străzile și de argint amiezile. Iarna înalbnă mețele și brunete fetele. Chișinăul deja nu mai este un colț de rai, din păcate. Este un cuib de corupție și fără de lege. Este pe zi ce trece mai trist și mai trist, pentru că puțini se gândesc la viitorul orașului, ci majoritatea vor doar beneficii financiare de scurt timp și asta le reușește. Noi, cei care locuim aici, suferim aceste metamorfoze urâte de 10 ani încoace, iar în speranța că va fi ceva mai bine, am pierdut multe momente ca să ne implicăm, ca să stopăm unele fără de legi. Acum a venit timpul ca fiecare dintre noi, cei care iubesc cu adevărat Chișinăul, această floare din piatra albă, să depună un mic efort și să luptăm pentru dezvoltarea capitalei. Cum salvăm orașul? Cum să nu-l lăsăm în mrejile politicului și a mizeriei? La aceste întrebări vom răspunde astăzi împreună cu invitatul nostru din studio și cu persoanele de la care am luat interviu. Invitat îl avem pe Victor Chironda, specialist în planificare urbană. Bună seara și mulțumesc pentru că ați acceptat să discutăm astăzi. Bună seara. Ați avut o săptămână plină, așa am văzut, cu multe evenimente. Vă felicit că ați revenit frumos și aveți multe informații cu care vă împărtășiți și faceți parte din acei puțini care iubesc Chișinăul și acei oameni care trăiesc aceste metamorfoze urâte și vor ca acestea să fie deja stopate odată și să ne putem bucura de niște acțiuni concrete, de niște lucruri care noi înșine, dumneavoastră, eu, alții care într-adevăr fac ceva pentru Chișinău, să putem porni această roată și să începem a ne bucura de Chișinău într-adevăr ca o piatră, o floare albă din piatră. Povestiți-ne cu ce ați venit și știu că foarte mult ați discutat acum despre aspectul străzilor în Chișinău, despre aspectul trotuarelor. Vreau să ne, pe scurt, să ne spuneți cum vedeți ca ele să fie schimbate și cum să ajungem ca să nu fie așa cum sunt acum. Bun, este mult de povestit și de discutat aici. Încercăm eu așa. De vreo, să zic, vreo 7-8 ani deja mă ocup de cumva de problematica urbană. Nu pentru că, să zic, am o mare plăcere din asta sau nu cred că iubirea sau dragostea față de oraș este o motivație. Eu simțeam, adică confruntându-mă cu problemele în fiecare zi ca toată lumea, de deplasare prin oraș, de trai, de viață, vedeam foarte multe lucruri care nu îmi plăceau, nu mă simțeam confortabil, ele generează neplăceri, generează momente de stres. Și eu încercam să înțeleg de ce asta se întâmplă la noi. Ulterior am început să călătoresc, am văzut cum se întâmplă în alte orașe, am mai citit, m-am mai informat și am înțeles că noi avem o problemă în Moldova care înseamnă lipsa de... Deci noi pur și simplu nu am modernizat și nu am preluat practicile moderne de dezvoltare urbană. Noi suntem încă în anii 70. De prin 70 ne-am stopat? Da. Așa e tot ce ține de cum vedem dezvoltarea orașului, care sunt prioritățile în oraș, cum organizăm lucru la nivel local, cum gestionăm, cum interacționăm între noi ca o comunitate. Toate aceste elemente, noi nu n-am progresat în aceste domenii. Pentru, nu știu de ce, asta probabil o chestiune care trebuie întrebați sociologii, antropologii, dar Chișinău nu e unicul oraș care în care se întâmplă ceea ce se întâmplă. Vorbiți de Moldova? Toate orașele, în tot spațiul post-sovietic și chiar post-socialist, inclusiv în Europa, s-au confruntat cu aceleași probleme. În Tadjikistan? Păi, de asta și vă spun. Știu despre Tadjikistan, dar și multe alte orașe, deci...
ele așa sau altfel, da, prin metode democratice sau mai puțin democratice, uh-huh, ca în Tajikistan, au depășit aceste probleme. Acolo intri, nu-l recunoști. Că din anii 80 deja n-a rămas nimic. Da, pentru că primarul fiul președintelui și acolo merge pe verticală și, uh-huh, da. Eu în cadrul masterului pe care l-am făcut acum în acești 2 ani, am în grupă un coleg din Tajikistan și el mi-a povestit cum se întâmplă la ei. Și eu povesteam cum se întâmplă la noi și el îmi povestea cum se întâmplă. Da, dar mai bine să mergi spre dezvoltare, nu mai contează. Dar da. Adică așa sau ceea ce vreau să spun este că indiferent de metodele care sau oamenii au înțeles că așa nu mai poate continua. Situația actuală... Dar noi moldovenii suntem așa de greu de pornit când noi 25 de ani am stat. Da, pentru că, spre exemplu, eu nu înțeleg de ce anumite domenii la noi s-au dezvoltat rapid, intens și foarte eficient. Să luăm, de exemplu, telefonia mobilă în Moldova. A venit acum 10 ani și acum suntem printre primii în Europa la capitolul calitatea internetului, Wi-Fi, suprafața de acoperire, uh-huh, și așa mai departe. Costurile pentru convorbire și pentru internet sunt mai ieftine, da. Dar la nivelul, la capitolul urbanism și dezvoltare urbană, noi am rămas în anii 70. Toată floarea arhitecturii moldovenești, toți acești mari, grei, arhitecți și profesori de pe la universitate au rămas acolo. Uh-huh. În ceea ce înseamnă cum proiect? Se ved... Cișinău proiect, și urban ce? Proiect, asociația sau cum se numește, Uniunea Arhitecților. Eu interacționând deja, având cu ei treabă, deja ăsta e al treilea arhitect general cu care, care l-am vorbit. Prins, cu care am discutat, da. Toată lumea asta nu și-a updatat cunoștințele și practicile la ceea ce se întâmplă la modernitate, la ceea ce se întâmplă în orașele moderne. Pentru că toate orașele au trecut prin chestiunea asta. Orașele europene au trecut prin vacarmul ăsta a mașinilor și a ambuteiajelor și au trecut prin anii 50-60. Uh-huh. Și au depășit asta. Copenhaga a început în anii 53, îmi pare că se... reducă numărul de mașini, să elibereze trotuarele de parcări, să facă stres pietonale. Să facem, având exemple, să o facem mai rapid, într-un tempo mai rapid. De asta și zic, orașele care mai încoace s-au eliberat de viziunea asta sovietică de dezvoltare urbană, din spațiu socialist, de exemplu, în Ljubljana, am fost în Zagreb, în Belgrad, ele iarăși, în 10 ani, au depășit foarte multe din problemele care existau, pentru că aceste orașe toate seamănă între ele. Există un nucleu, un centru istoric vechi și prin prejur ciocane și buiucaniuri, uh-huh, și sectoare din astea locative, așa cum se construia în perioada sovietică. Și... Da, ar putea pentru noi fi și un exemplu orașul Minsk, ca o capitală care este destul de orașul bine Minsk, sau chiar, coordonată chiar și administrată, că acolo nu vezi nici murdării. Chiar și orașul Moscova, deja ultimii 4 ani... Păi noi nu suntem ani la nivelul cât foarte mare asta, în comparație asta cu noi. Asta și problema. Mic. Asta și ideea că orașele, indiferent de cât sunt ele de mari, în principiu problemele sunt cam aceleași. Cu cât orașul este mai mare, cu atât și problemele sunt mai mari. Și dacă în Chișinău este ușor de început o reformă și de în orașele mici, pentru că e mic, suprafața e mică, da, drumuri sunt mai puține, stres și așa mai departe. Orașul mare ca Moscova sau Kiev sau Minsk e foarte greu să începi un proces din ăsta. Și cu toate astea, evident, iau și mai multe resurse și mai mulți oameni și mai mulți bani, dar oricum acest proces a început și la ei. Adică nici măcar în toate discuțiile și comparațiile de dezvoltare urbană, orașele rusești și chinezești erau date ca antiexemplu. Cum nu se face? Dar acum deja și ele au depășit această problemă, au început să implementeze politici ceea ce ține de reducerea numărului de automobile în oraș, politice de promovare a situației, de îmbunătățirea situației ecologice și așa mai departe, de modernizare, tot ce înseamnă administrarea orașului. Din păcate, cunoștințele pe care le aveți, sunteți gata să veniți să implementați tot ceea ce... Pentru telespectatori vreau să le spuneți unde faceți studiile la capitolul planificare urbană. Da, spuneam că am văzut că în Moldova nu sunt cunoștințe în acest domeniu. Și ați hotărât să mergeți să le obțineți. Și am de ce să caut să văd unde pot să găsesc. Am găsit un master foarte bun și interesant în 4 orașe europene, la 6 universități. Am fost în Bruxelles, Viena, Copenhaga și Madrid câte un semestru. Am locuit acolo, am învățat, adică am învățat și în paralel făceam tot felul de vizite, de studiu, excursii și tot felul de chestii de genul ăsta, întâlniri cu organizațiile locale, cu administrațiile publice, vizite, să vedem cum lucrează, cum se întâmplă în orașele, pentru că noi studiam
deci planificarea urbană și metode, soluții moderne de gestionare a orașelor. Cum să folosești deci internetul și big data, cum să folosești tot ce înseamnă acum transport alternativ și multe alte chestiuni de astea care se utilizează pe larg în orașele care sunt... Pentru noi în cosmos. Da, pentru noi trebuie să, noi încă suntem din păcate la etapa depășirii problemelor de gropi, de trotuare sparte, de haos în tot ce înseamnă reglementarea traficului, de lipsă de competență și resurse umane. Deci până la urmă este o problemă destul de serioasă, că oamenii necompetenți stau la funcții care le permite să nu gestioneze corect domeniul lui. Da, asta este o problemă și eu cred că asta este una dintre cele mai mari probleme. Dar nu ar fi mai ieftin să achiți aceste studii de o lună, două în străinătate și să-l aduci înapoi și să-l ții acolo? Nu ar fi mai ieftin așa decât să stăm cu ei în funcție 10 ani? Poate ar fi mai ieftin. Problema este că ca să faci aceste lucruri trebuie să ai chemare, să ai... Sunt puțini tineri care vor să facă ceva. Tineri, da, dar noi vorbim despre oameni care sunt de facto în aceste funcții și care iau decizii. Ar trebui să iau oamenii care iau decizii, au făcut reparat, de exemplu, bulevardul Ștefan cel Mare. Apropo, ce părere aveți despre bulevardul Ștefan cel Mare? Eu m-am expus pe larg și toată lumea, cred că știi părerea mea, că a fost o spălare de bani și o metodă de a... Nu știu ce au făcut ei, pur și simplu, nu știu. Asta nu este nici logic, nici normal. Dar noi, cei de aici, din Chișinău, putem stopa aceste procese care sunt în detrimentul Chișinăului, cumva? Nu. Pentru că astăzi, una din ideile pe care vreau să le promovez este că fiecare dintre noi are acum posibilitatea, eu cred că a venit timpul, să ne implicăm și societatea civilă să fie mult mai activă și să începem noi să mișcăm niște lucruri, dacă nu se întâmplă acolo, la capul. Corect. Societatea civilă trebuie să fie activă, oamenii trebuie să se implice, dar din păcate cu asta nu scoți situația din loc. Există structura administrației publice locale, există oameni și instituții care au competențe și sunt însărcinați cu soluționarea problemelor de publice, da? Din ceea ce ați văzut, trotuare. Din ceea ce ați văzut, vreau să vă întreb, la noi structura primăriei trebuie schimbată? Pentru că eu, în afară de iată oamenii aceștia care sunt în frunte, da, și pe care noi îi mai cunoaștem la față, la nume, fiecare dintre chișinăuieni, să-l întreb, 2-3 oameni din primărie îi cunoaștem cum îi cheamă, da, secretarul, primarul, viceprimarii, dar în interiorul primăriei sunt sute de oameni care stau în funcții de 15-10 ani, prietorii, de exemplu, avem, ei nu au un rol important, de ei nu depind niște lucruri. Ba, iată cum vedeți în străinătate structura. Noi putem să punem accentul pe aceea că hai să schimbăm structura primăriei. Reforma primăriei este o chestiune care deja se discută de mulți ani. Noi avem acum o primărie depășită din punct de vedere a organigramei, a atribuțiilor, a modului de organizare și de interacțiune cu cetățenii, cu diferite structuri. Da, primărie ca și oraș a rămas în anii 70-80, când era acest gorsovet și când venea Gosplanul și de la Moscova îți spunea ce trebuie să faci în oraș și îți dădeau și bani. Apropo, ca să știți, astăzi, știți în ultima informație, prietorul sectorului Ciocana a fost restabilit în funcție. Eu și... tare nu vreau să discut despre cum lucrează la noi aceste lucruri. Nu discutăm, domnul Chirunda, dar asta la fel este ideea un aspect este... care ne lasă în anii 70. Da, dar asta ține deja de cum lucrează justiția, eu știu, în Moldova, nu știu. Ideea era alta. Noi oricum nu avem de unde să importăm alți oameni. Noi trebuie să lucrăm cu ce avem. Avem chișinăuieni pe care avem, avem funcționarii care avem, avem conducerea primăriei pe care singur ne alegem, apropo, nu ne aduce nimeni de la... Da, dar suntem undeva și noi de vină în cei ce alegem, apropo. Evident. Noi, oamenii sunt un pic de vină din considerentul în care nu știu să ceară de la autorități soluționarea problemelor lor. Nu știu să pună presiune pe autorități, nu știu să-și zmulgă ce trebuie. Pentru că în orașele europene rolul acestei presiuni care vine de la organizații neguvernamentale, de la grupuri de inițiativă, de la, pur și simplu de la adunările din blocuri, de la oameni care vin și scriu și petiții și cere și vin cu soluții, cu propuneri. Este o resursă importantă din care primăria poate să scoată idei, să găsească, să identifice problemele și așa mai departe.
nu putem să lăsăm totul doar la seama primarului sau a 2, 3, 4 oameni din primărie sau chiar întregului aparat. Dar asta nici nu înseamnă că noi singuri trebuie să ieșim și să începem a repara drumurile. Nici într-un caz. Lucrurile lucrează, deci există un sistem. El e pe de o parte învechit, pe de o parte scârțe pe la încheieturi și ruginește și tot ce trebuie să facem este să-l modernizăm și să-l punem să lucreze așa cum avem noi nevoie. Orașul Chișinău trebuie să ofere servicii locuitorilor săi. Servicii de transport, servicii de odihnă, servicii de educație, servicii de sănătate și așa mai departe. Pentru asta cetățenii orașului plătesc impozite, taxe și pentru asta bugetul statului deci finanțează inclusiv, pentru că orașul este și capitală și asta este o problemă în foarte multe țări, pentru că asta adaugă încă un nivel de probleme de obicei politice la aceste viau, pentru că e mai ușor de făcut lucruri în Bălți sau în Cahul sau în Ungheni decât la Chișinău, pentru că întotdeauna apare. Apropo, ați avut o postare pe Facebook, sunt foarte multe, dar pe una din ele a fost menționat faptul că la Cahul s-a rezolvat un pic altfel problema trotuarelor și interdicției parcărilor mașinilor pe trotuare și o persoană foarte, chiar printr-o fotografie exemplifică cum s-a făcut asta. Sunt orașe în Moldova în care... Sigur, după 2015 primarul ăsta a ales la Cahul nou, el a început o politică de restabilire, renovare și reconstrucția infrastructurii pietonale și instalarea pilonilor nu este o minune sau inovație proaspăt făcută. Sunt lucruri elementare, este un pilon de protecție a trotuarului care se instalează atunci când ca să faci parcarea pe trotuar fizic imposibilă. Nu e, Doamne ferește, mare invenție. Pur și simplu trebuie să o iei și să o folosești. Să o implementezi. Da. Pentru că avem, v-am spus, dragi telespectatori, că avem și interviuri de la câteva persoane care la fel sunt interesate de schimbarea în Chișinău și sunt și activiști civici, consilieri neafiliați și consilieri din Consiliul Municipal Chișinău. Vreau să vă propun prima persoană pe care să o ascultăm. Este vorba de consilierul neafiliat în Consiliul Municipal, Ion Ștefăniță, ideile pe care le-a sonorizat dânsul. Pe lângă societatea civilă, cine ar trebui să se mai implice în administrația publică locală și cum oamenii trebuie să-și creeze confortul în oraș? Pentru a asigura confortul urban, evident că trebuie să se implice absolut toți, de la executivul local până la legislativul local. Este foarte important să avem o comunicare constructivă între Consiliul Municipal Chișinău și direcțiile de profil ale executivului. Desigur, în ultimul rând, cetățeanul de rând, persoanele fizice, juridice, trebuie toți să fim în comunicare, toți actorii locali trebuie să mergem într-un singur sens, da? Să dezvoltăm orașul durabil pe o planificare urbană, astfel când va fi o armonie, da? Va fi o comunicare. Atunci când toți mergem în același sens, obiectivele sunt realizate. Atât timp cât va domina o fabulă, când toți vorbesc și nimeni nu ascultă, sau când se trece prin acțiune, evident că nu poate fi asigurat acest confort urban sau realizarea reformelor pe care ne dorim. Doar prin comunicare putem să realizăm orice scop care este fixat, fie într-un program electoral sau în general pe planul urbanistic general. Cum trebuie să fie vizibile schimbările în oraș? În proiecte pilot, desigur, da? Fiecare poate să se implice, vorbesc și ca consilier municipal, fiecare consilier poate pe agenda sa să-și fixeze anumite proiecte pilot, da? Pe domeniul său de activitate. Eu personal, dacă sunt mai aproape de urbanism, patrimoniu istorico-cultural, spații verzi, deci demarez proiecte pilot pe aceste dimensiuni, pe aceste domenii. Respectiv, încerc maxim posibil în acest mandat de 4 ani ca să mișcăm lucrurile pe scoaruri, parcuri, reabilitarea centrului istoric. Sunt obiective care mi le-am fixat și fac maxim ca să le realizăm, da? Prin colaborare, prin comunicare. Deci toate problemele de oraș, ele nu trebuie să aibă culoare politică. Problema de mobilitate, problema de construcții ilegale, ele nu trebuie să aibă culoare politică. Absolut. Sunt problemele tuturor citadinilor. Și evident că comunicarea presupune progresul. Revenim în studio. Domnul Chironda, în străinătate, în orașele mari, ce se întâmplă la capitolul proiecte pilot și implicarea consilierilor în anumite
proiecte noi, de cerce. Nu putem să comparăm ceea ce se întâmplă acolo cu ceea ce se întâmplă aici, pentru că lucrurile lucrează altfel. Uh-huh. Consiliul Municipal sau Consiliul Local, în mod normal, pentru că legislația noastră este preluată de cea europeană și acolo lucrurile stau tot altfel. Consiliul Local sau Municipal nu are atâta importanță în oraș. El este un organ care se adună odată în 3-4 luni, are 3-4 puncte pe ordine de zi, votează regulamente, strategii de dezvoltare a orașului, viziuni, deci lucruri majore. Nu au treabă consilierii pentru că ei au loc de bază, loc de lucruri de bază. Asta e part-time job la ei. Ei sunt delegații cetățenilor în acest organ ca să aibă grijă să monitorizeze ce face primăria și să intervină atunci când este nevoie. Uh-huh. Consilierii municipali nu au ce îmbla cu proiecte pilot, cu inițiative sau cu lucruri de genul ăsta. Din păcate, de atâta când la noi nu lucrează primăria sau lucrează prost și nu se întâmplă nimic, consilierii vin și încearcă cumva să miște carul din loc, dar asta nu este jobul lor. Consilierul nu are decât propriul său vot. Consiliul municipal nu are aparat, nu are executori. Este organul care adoptă decizii colective și, din păcate, la noi asta este folosit, deci toate deciziile astea colective dubioase, uneori chiar ilegale, sunt special împinse la Consiliul Municipal, da, ca să le voteze Consiliul, el ne fiind organ colectiv, nu poate fi tras la răspundere. Uh-huh. Respectiv, decât funcționarul să semneze acolo, mi-a dat la Consiliul Municipal și nici nu e vinovat, cum s-ar fi. Iată fix așa cum s-a întâmplat în dosarul parcărilor. Au făcut o comisie din consilieri, din nu știu ce, și primarul nu a semnat, dar tot la Consiliu. Dar pe consilieri nu poți să-i acuz de faptul că ei au votat. Deci unicul om pe care real poți să-l tragi la răspundere, Nistor Grozavu, că a semnat, el fiind viceprimar. Dar pe consilierii care s-au ocupat de asta și de construcția schemelor dubioase, nu o să le faci nimic. Și da, la capitolul comunicare între legislativ și administrativ, aici ce părere? Comunicare trebuie să fie următoare pentru asta și există aceste alegeri când tu votezi primarul și votezi echipa la Consiliu. La Consiliu, votând echipa, tu votezi în principiu pentru capacitatea, posibilitatea primarului de a-și implementa programul. Dacă vine un candidat și spune că eu vreau să scoatem mașinile din oraș, să facem numai piste pentru biciclete, dar alt candidat vine și spune, dar eu vreau din contra să scoatem toate bicicletele și să facem piste pentru automobile. Mm-hmm. Astea două sunt programele, cetățenii le votează și programa care câștigă se duce spre implementare. Bun, clar că eu am făcut așa o poziție diversă, foarte, foarte dură, dar în principiu cam toate programele se completează una pe alta. Unul pune accent mai mult pe social, altul pune accent mai mult pe economic, altul pune accent mai mult pe urbanism, dar în principiu toți merg cam în aceeași direcție. Și nu e așa de important acolo culoarea politică sau pare când eram în Copenhaga erau alegeri locale acolo și îi spuneau că iată, partidul care este la guvernare este de mult timp și trebuie să-l schimbăm și nu știu ce. Uh-huh. Dacă ne întrebau, dar ce o să faceți? Voi spunea, noi tot asta o să facem, numai că mai bine. Adică nu vine unul și trage la dreapta, după care vine altul și trage la stânga. Lucrurile merg așa cum sunt planificate de specialiști, de oameni care înțeleg cum se... Plus, deci componenta specialiști și oameni care știu realmente cum se proiectează și cum se fac lucrurile, plus dorințele oamenilor, doleanțele cetățenilor. Noi vrem mai multe spații verzi, noi vrem mai multe parcări, noi vrem mai multe nu știu ce și toate aceste lucruri se transformă în program electoral. Și chestia asta care e la noi cu dintre lupta dintre Consiliu și Primar și asta e o chestiune artificială care se politizat în exces și e un fel de teatru gratuit pentru cetățeni. Ea nu este o problemă reală. Am înțeles. Dacă vorbim despre fapte concrete, spuneți-mi, ultima știre, astăzi am văzut că în lacul Valea Morilor a fost găsit pește mort. Cum considerați? După ce cu atâta tamtam a fost dezvoltat acest parc, după ce s-a investit mulți bani acolo, urma să fie și un alt control asupra acestui spațiu verde și asupra acestui lac, ca să nu ajungem la pește mort, sau aici e vorba de altceva? Eu nu știu de ce a murit acest pește. Au fost cazuri în anii precedenți când pur și simplu din deal curgea ceva, verde, albastru, galben. Mm-hmm. Deci tot felul de chestiuni care se scurg din alte părți.
lipsa unei dezvoltări planificate, gândite a orașului, ea generează, iată, chestiuni de genul ăsta. Tu poți face un parc super minunat, dar dacă tu ai lăsat și ai dat voie în deal să se construiască acele case și să o extinzi fiecare și o construi ce-o vrut, inevitabil, totul curge la vale, inevitabil. Acolo sunt, spuneau că sunt clădiri cu multe etaje care s-au construit și care nu au rezolvat problema canalizării. Scurgea toată apa la vale în parc, încolo. Erau niște spălătorii sau ceva de genul ăsta. Deci lucruri care nu țin de mijlocii de parc. Plus la toate lacul Valea Morilor, eu nu știu în genere care a fost, el a fost curățit. Și a fost transformat în bazin acvatic pentru, mă rog, da, caiaz. Dar despre pește, dacă el trebuie să crească acolo sau nu, în mod normal, în orașele europene, aceste spații verzi, iazuri și toate acestea sunt elemente ecologice, naturale, care echilibrează un pic starea ecologică a orașului. Da, ele trebuie să fie acolo, crește pește, specii de plante, este îngrijit, pentru că sunt oameni speciali luate, care se ocupă de asta. Există silvicultori urbani care știu cum trebuie să fie plantați, crescuți și îngrijiți copacii, există oameni care știu cum se gestionează resursele acvatice, există oameni care știu cum ce să faci cu managementul deșeurilor. La noi de spațiile astea verzi, de copaci, se ocupă așa în structura care se numește spații verzi și care este un fel de structură care pur și simplu ei au grijă de copaci. Ce presupune această grijă nu este clar, pentru că ei nu au o viziune despre, nu duc contul spațiilor verzi din oraș. Nu fac contabilizarea și evidența copacilor. În orașele europene, fiecare copac este numerotat și ținut sub evidență. Dar nu doar copacile, dar aceste gazoane. Gazoanele sunt gestionate, înverzite, florile, udate, curățite la timp. Deci există o structură care se ocupă de gândirea și managementul, de planificare și managementul spațiilor verzi. Avem noi vreo șansă în timpul apropiat să ne bucurăm și de alte spații verzi, cum ar fi la Rășcani, cum ar fi la Scureni? Noi avem o problemă mare cu spațiile verzi. Deși noi spunem că orașul Chișinău este un oraș verde. Dar și să vă spun sincer, mie nu mai place să spun asta, pentru că el este haotic verde. Da, da. El nu este un verde îngrijit. Este un verde care ne-a rămas și de sub control. Știm situația din aprilie, ce înseamnă pentru noi oraș verde. Sunt îmbătrâniți, trebuie schimbat. Deci copacul în oraș este un element decorativ. El nu crește așa cum vrea el. Dacă copacul pune sub pericol fațadele, trotuarul, sistemul de rețele subterane sau alte lucruri, el se taie, se înlocuiește, se schimbă, se mută. Dacă linia era aici, dacă este nevoie de îngustat, de făcut o pistă sau ceva, se mută linia verde. Se lucrează cu spațiile verzi. Nu se pune un copac și se așteaptă 100 de ani până el să îmbătrânească și o scadă singur. Uitați-vă cum pe unele străzi copacii au curdăcinile, pur și simplu au scos tot la suprafață. Trotuarul, și lucrurile astea se gestionează. El se taie, se curăță, se îndreaptă, se are grijă la noi. Din păcate, asta e... Cât timp ne-ar lua, nu, domnul Chiron, dacă să aducem la cât de cât 50% din trotuarele Chișinăului la un aspect este foarte adecvat. Greu de spus cât timp. Totul depinde cât de multe resurse alocăm și cât de repede facem lucrurile. Dar este necesar deja ca trotuarele astea să fie practicabile sau așa lăsăm mai departe să meargă pe asta este un rezultat a lipsei de viziune. 10 ani în urmă, când abia a apărut problema asta cu lipsa locurilor de parcare, parcarea pe trotuar a fost propusă ca soluție de asta temporară, chipurile. Până să rezolvăm, până să construim parcări, hai parcați în unele locuri pe trotuar. După asta, marcajul a dispărut, oamenii s-au deprins că pe trotuar se poate de parcat și au început să parcheze oriunde, fără nicio noimă, fără niciun sens. Atunci... Dar noi avem vreo șansă ca să ajungem, de exemplu, cum am văzut eu în Tel Aviv, că parcările, pentru că fiecare dintre noi mai are și un automobil care îl lasă la, mai ales în centru istoric, sunt oameni care locuiesc în curțile acestea și lasă această desenare a fiecărui loc de parcare pe culori, de exemplu. Ai voie să o lași aici pe o oră, ai voie să o lași pe noapte și ai voie să o lași la o oră anumită. Este real pentru Chișinău așa ceva sau nu? Totul este real. Depinde ce vrem să facem cu acest oraș. Eu nu știu. Este nevoie de nu trebuie de inventat nimic nou, nu trebuie de născocit. Sunt practici, instrumente foarte clare, văzute de mulți ani, implementate în multe orașe, ele pur și simplu trebuie să luate și folosite cu cap.
corect, așa cum scrie. Sunt norme, sunt ghiduri, sunt regulamente, există un întreg cadru normativ elaborat în Uniunea Europeană și recomandat spre implementare tuturor țărilor care vor să se integreze în Uniunea Europeană și pe care noi ar trebui să-l preluăm. Cum să elaborez un plan de mobilitate urbană, cum să elaborez un plan urbanistic corect, cum să faci un sistem de transport eficient. Și de ce până acum nimeni nu a preluat aceste modele? Ei, asta nu mă întrebați pe mine. Întrebați pe cei. Și pentru că vreau să vă întreb cum v-a reușit proiectul cu Scoarul Cehov, dar asta o facem după ce mai ascultăm un interviu de la Alexandru Odințov, consilier PSRM în Consiliul Municipal Chișinău. În primărie, pe lângă societatea civilă, cine ar trebui să se mai implice în administrația publică locală și cum oamenii trebuie să-și creeze confortul în acest oraș? Ну, давайте начнем с того, что в принципе примария должна быть открыта, транспарентна, и все решения, которые принимаются в примарии, должны быть открыты и понятны, не просто открыты, а и понятны для жителей города Кишинева. У нас есть определенное количество активных граждан муниципия. Некоторые называют себя гражданскими активистами, кто профессионально, скажем так, занимается защитой прав в различной области. Строительство, экология, противодвижение против неправильных парковок. Эти граждане должны активно вовлекаться в работу примарии. Наша фракция предлагала создание общественного совета при примарии, при муниципальном совете, которые могут рассматриваться практически все решения, которые принимаются в муниципальном совете. Это касается всех граждан муниципия, всех жителей города, и, соответственно, граждане должны участвовать в своих проектах. Я поэтому всегда призываю жителей не сидеть дома, не спать, не заниматься, потому что никто, кроме нас, не будет заниматься городом. Нужно активнее вовлекаться в общественную работу, нужно понимать о том, что ваш двор – это ваш двор. Если вы не будете обращать внимание властям о том, что есть какие-то недостатки во дворе, есть недостатки в районах, в целом городе, власти не будут этим заниматься. То есть будут заниматься, исходя из своего видения. Но у граждан есть свое видение. В этом и есть общественное, в этом и есть гражданская позиция. Это наше конституционное право и даже обязанность. Для того, чтобы увидеть изменения в городе, но как минимум изменения в городе может начать с чистоты. Ну, в первую очередь нужно начать с себя. Понимаете, когда у вас в подъезде вы не можете поднять одну бумажку, либо вы мусорите. То есть как минимум нужно начать, чтобы не мусорить. А изменения в городе, когда мы все, то есть экономические агенты, граждане, жители и в особенности, соответственно, сами власти, администрация примарии будет соблюдать закон. Если будет соблюдаться закон и примария будет, политические силы будут выполнять свои обещания, тогда будет в городе чисто, деньги не будут разворовываться. Не будут разворовываться, значит дороги будут лучше сделаны, будут нормально почищены деревья. То есть это тогда работу примарии можно увидеть, тогда мы увидим изменения в городе. Dacă un grup de cetățeni ar veni cu un proiect pilot pentru a municipiul Chișinău avea o funcționalitate mai bună, care sunt șansele că acest proiect se va îndeplini? Ну, я хочу сказать зрителям, во-первых, у нас есть выделенные денежные средства на гражданские проекты. Мы специально одобрили такой гражданский бюджет, где на конкурсной основе, то есть представлен проект, допустим, благоустройства какого-то двора, или вот ребята там благоустройство Рыжкановского парка, неважно какой это проект, если этот проект идет на благо города, у нас предусмотрены денежные средства, и на один проект мы можем выделить там от 100 до 300 тысяч леев для реализации этого проекта. Но помимо этого проекта, если у граждан есть другие проекты, которые связаны с реализацией улучшения, с реализацией улучшения инфраструктуры, с благоустройством территории в муниципе, мы можем на муниципальном совете одобрить и выделить в бюджете, произвести изменения, выделить для того, чтобы город развивался. И мы приветствуем такую инициативу жителей Кишинева. Пожалуйста, выступайте за, мы готовы все инициативы гражданских людей и ну, общественников, простых жителей рассматривать. Am revenit în studio. Ziceam că a fost o părere, a fost o idee care se pune accent pe transparență și comunicare, ceea ce spuneați și dumneavoastră, că este lipsă de această transparență în primărie și că fiecare dintre noi ar trebui, asta a fost ideea mea, ca să începem de la curtea mea, de la strada mea, de la pragul meu și să ne facem ordine, pentru că până la urmă mie îmi pare că aici ține și de mentalitate. Noi așteptăm să vină Moș Ion să ne facă, nu?
Noi avem în sensul ăsta o abordare foarte rurală, dacă să nu zic țărănească. Da? Da. Da, pentru că fiecare om deci trebuie să facă... Deci statul de noi încă n-a ieșit. Da, n-a ieșit, n-a ieșit. Asta e trist. N-a ieșit și nici măcar și din contra. Satul din noi mănâncă orașul Chișinău și îl transformă într-un sat mare cu trolebuze. Și asta se întâmplă pe mai multe nivele, pe diferite nivele, inclusiv iată chestiunea asta cu mentalitatea, cu primarul gospodar. Deci nu simțiți asocieri, da? Cu gospodăria, fiecare să iasă, hurtă, clacă, e că cum erau chestii de astea noi. În orașul, deci asta trebuie să ne debarasăm. În oraș asta nu lucrează așa. Orașul este alt tip de structură socială. În oraș fiecare om trebuie să se ocupe cu ceea ce îl duce cap. Da, dar dumneavoastră înțelegeți cât e de trist pentru că noi cel mai mult suntem în Chișinău. Da, noi suntem o țară cu specific mioritic și respectiv nu avem cum să avem un... De asta, o mega urbă. Nu, poate acum, sunt oameni care... Eu vreau să fiu optimistă și poate acum cât moldovenii noștri au mai ieșit peste hotare, da, cât de trist n-ar fi că migrația ne-a afectat, dar poate revenind înapoi să aducă acele practici și acele cunoștințe este pe care le-au văzut. Este adevărat că noi trebuie să avem grijă de spațiile care ne aparțin. Însă lucrurile astea nu înseamnă că noi, fiecare dintre noi, trebuie să iasă și înceapă a da cu mătră sau a pune asfalt sau nu știu ce. Există oameni care trebuie să sunt plătiți să facă anumite lucruri foarte clare și îi duc responsabilitate pentru asta. În Bruxelles, când trăiam blocul în care locuiam, închiriam, ei aveau angajat, deci era asociația de locatari, asociația de locatari avea angajați câțiva oameni, care unul era portar, unul era măturător, unul era îngrijea gazoanele și tufarii, ei veneau săptămânal, făceau ce aveau de făcut și plecau. Și erau plătiți pentru asta din contribuțiile tuturor locatarilor. Dar la noi, dumneavoastră știți, de 7 ani spuneți că sunteți în Chișinău. Asta... Ce fac asociațiile astea la noi în Chișinău? Noi avem o problemă cu acest. Noi avem, cred că, vreo 7 feluri de, deci de gestiuni, de metode, de, sau cum să zic, structuri care gestionează spațiile astea, blocurile în oraș, apartamentele, CCL-uri, MFG-uri, JEC-uri. Trebuie de făcut ordine în acest sens, dar aici singură primărie nu poate face față. Și nevoie de, iarăși, nou regulament în domeniu. Oamenii trebuie încurajați, stimulați și chiar impuși câteodată să formeze aceste asociații de locatari și să le gestioneze eficient. Uh-huh. Noi avem iată o problemă când compania de construcții construiește blocul, vinde toate apartamentele și au dispărut. Da, deci și urmă rămân oamenii și nu știu cum să nu știe ce cum acolo curge, da, nu știe canal, de unde se iei. Moldova Gaz, de unde se iei. Apropo, ieri am asistat la Apu Canal, la un scandal enorm. A venit un băiat și a zis că ce să fac, eu vreau contor să mă unesc și să închei contract. Da, și el a trimis la PLP, zice, merge acolo. Și asta este o problemă în ceea ce ține de cum primăria dă permisiuni de construcții, cine se ocupă de aceste construcții, cine construiește aceste blocuri, cât de serioasă este compania și așa mai departe. În unele orașe din Europa, structura, compania care construiește blocul sau întreagă cartierul, ei încă mulți ani după asta sunt responsabili de starea acestor blocuri. Da? Da, ei sunt un fel de coproprietari, să zic așa, sau ceva de tipul ăsta, în care ei trebuie să aibă grijă ca acolo să se întâmple totul conform regulilor, pentru că altfel ei sunt penalizați și nu mai pot construi în altă parte și, într-un fel, există continuitatea asta, că nu, noi n-am construit un mușuroi și am plecat de acolo și nu ne mai doare cap ce se întâmplă mai departe acolo. Dar foarte des la noi construcțiile sunt făcute cu încălcări și s-ar putea ca primii 2-3 ani totul să fie ok, după asta să înceapă probleme cu canalizarea, de exemplu. Da, dar canalizarea, probleme cu canalizarea să începe, dar dacă băieții știau că tronsonul de canalizare nu o să fac față unui nou număr de apartamente acolo, cât au mai construit, 4-500 de apartamente. Și cu toate acestea eu le-am construit și l-au unit. Și după asta, fiind și infrastructura veche, și iar presiunea pe infrastructura publică crește. Pe canalizare, pe apeduct, pe drumuri. Pe drumuri, iată, acolo a apărut undeva, da, un bloc nou cu 4-500 de apartamente. Asta înseamnă mașini, asta înseamnă oameni, asta înseamnă iarăși, și nimeni nu se gândește, da, transport public, da, cum să faci accesul, da, parcare, da, se întâmplă haotic și, și toate aceste, cel mai mare risc este că în următorii ani, aceste zone care sunt suprapopulate, supraconstruite și lipsite de infrastructură absolut gândită, ele se vor transforma în ghetouri. Da, sărmanii oameni care și-au investit bani.
cum investesc oamenii bani în apartamente. Dacă la mic, la Malina Mică, acolo. La Malina Mică, la Testemețanu, este supraîncărcare. La Buiucani, în capăt, acolo, la pe Alba Iulia, este supraîncărcare. Ciocana, Ginta Latină, se supraîncarcă. Și la Botanica mai este unul. Deci sunt, noi o să avem foarte mari, deci următorii 10-20 de ani, o să avem acolo probleme mari. Probleme la nivel de cum aveau orașele americane, care tot au încercat astfel de dezvoltare, prin anii 60-70, și încet, încet, de acolo toată lumea care avea cât de cât închipuie, sau lumea care își putea permite, care avea niște venituri mai mari, vindea acele apartamente oamenilor care erau mai săraci ca ei, și tot mai săraci, și tot mai săraci, până acele cartiere și blocuri sunt umplut de oameni de o așa calitate, încât acolo pur și simplu poliția nu putea să intre. Acolo era criminalitate organizată, acolo erau droguri, acolo era alcoolism, acolo era tot ce vrei. Pur și simplu s-au investit banii și practic unii și-au investit ultimii bani în acele apartamente, nu s-a gândit nimeni la acest lucru. Că da, aici pentru tot este... că la noi nu există cultura, sau să zic, cultura sau piața imobiliară este foarte prost construită. Foarte, foarte prost construită. Oamenii nu știu să investească corect banii în... Omul crede că dacă au cumpărat un apartament, apoi asta așa o să rămână și o să fie fix toată viața mai departe. Tu ai cumpărat un apartament și ai dat bani, de exemplu, la etajul 7 sau 10, ca să ai un view frumos în față, iar peste 2 ani, fix în fața blocului tău, altă companie, alți construiești un bloc și îți acoperi absolut tot și view-ul și soarele și s-a mântuit cu... Și valoarea apartamentului tău scade radical. Și pur și simplu tu ai făcut o investiție care s-a dus pe apa simbite. Și de asta nu răspunde nimeni. Absolut, da. Vreau să vă întreb neapărat despre cum sunt stațiile în străinătate și ce trebuie să facem noi ca să nu avem mizeriile astea. După părerea mea, ele sunt mizerabile. Trebuie să avem noi. Asta este rezultatul unei scheme care nu a fost oprită la timp. Da? Aceste stații au fost luate de o companie privată, ei și-au asumat să le construiască. Le-au făcut așa cum le-ați văzut. Bun, când erau noi, erau, să zicem, pentru că pe acea perioadă erau ok. După asta, compania, nu știu ce au făcut ei, au dat faliment și au încetat să mai... Acum aceste stații, apropo, stațiile de oprire a trolebuzilor și autobuzilor nu se află acum la balanța nici a unei structuri din primărie. Foarte interesant. Nici trebuie la direcția de transport, nici la regia transport electric, nici la direcția locativ comunală, la nimeni. Ele da, dar nu vedeți că a fost iarăși o scăpare ca să permită din stație pe timpul urecheanului să se construiască baruri și nu știu ce clădiri? Da, în unele locuri s-au făcut asta, în altele locuri stațiile au fost lăsate să degradeze. Evident că ele se deteriorează, evident că lumea le vandalizează. Asta se întâmplă peste tot în lume și nu poți da vina pe mentalitate. Pur și simplu există, în primărie trebuie să existe o structură care să ofere mentenanța acestui mobilier urban, acestor structuri. S-a stricat, a doua zi au venit și-au reparat. Nu stau în halul în care stau ele, că au impresia că e după război unele din ele. Neapărat vreau să vă întreb ce părere aveți despre demolarea Palatului Sindicatelor și a cinematografului Gaudiamus și dacă se întâmplă așa ceva și este necesar la noi să dărâm ca pe urmă să-ți dai seama că... Asta este... Așa cum vedem noi dezvoltarea orașului, din păcate. Eu nu degeaba spuneam de spiritul ăsta rural și de... La noi, oamenii, dacă au bani să construiască o casă nouă, pe cei vechi o demolează. Și deasupra fac alta cu două etaje. Da, dar ei trebuie opriți. Chiar dacă au decizie judecătorească că ei așa actele în regulă, de ce nu pot fi opriți? Pentru că în statul ăsta justiția, adică în orice stat, justiția trebuie să spună ultimul cuvânt. Deja cum este justiția la noi, asta e altă întrebare. Ideea era că aici este o dezbatere inclusiv în orașele europene, pentru că, pe de o parte, directivele Uniunii Europene și conceptul ăsta de dezvoltare urbană interzice cumva sau limitează lărgirea orașelor, deci nu se recomandă, poate chiar nu se încurajează și uneori chiar se interzice ca orașele să se lățească. Orașele trebuie să fie așa numită uplotnenie să aibă loc, pentru că ele cresc, populația crește și ele trebuie să fie, dar asta trebuie să fie planificat, gândit, foarte clar. Și după un plan. Și trebuie să fie făcut în complex, nu așa cu această se numește tot ce noi zastroică, când fiecare construiește tot ce vrea el și nu e legat una cu alta și fiecare se întâmplă din cauza asta. Și iarăși aici este lipsa de viziune, lipsa de organizare, lipsa unui concept comun.
Nu pot să nu vă întreb, pentru că suntem pe final deja și vreau foarte succint. Domnul Chirtoca, tot am luat astăzi interviu, din păcate nu am reușit. Promitem că facem un reportaj în buletinele de știri despre părerea dânsului. Și doamna Maia Laguta mai are interviu, dar promit că în următoarele emisiuni vom discuta și despre părerea dumnei ei. Domnul Chirtoca a spus că deja a venit timpul ca să ne debarasăm de dependența aceasta de suburbii și să trecem la o altă reformă în aspectul că suburbiile ne trag în alegeri și după aceea ele nu rezolvă nimic și nu sunt... Asta este chestiune politică și eu nu vreau să comentez. Deci nu vreți să spuneți e bine sau nu, dar în alte țări. Spuneți-ne un exemplu. În alte orașe, ce se întâmplă? Participă stat suburbiile în așa? Iarăși, depinde ce este o suburbie, depinde cât de aproape se află, depinde fiecare, toate orașele au structuri diferite. Eu din cât știu, deci orașul Bruxelles este și capitală și regiune. Respectiv, orașul este fix în zonele orașului. Dar cum este administrat? Orașul? Poate domnul Chirtoca propune să fie un consiliu, așa cum sunt raioanele administrate, așa să fie și în Chișinău. Mă tem că nu știu, nu pot să comentez ideea asta, pentru că pur și simplu asta nu ține de dezvoltare urbană, este o chestiune politică și... Ține, pentru că la alegeri se întâmplă niște lucruri ca după aceea noi să ne facem, să ne punem mâinile în cap, asta. Știți cum... Alegerile sunt importante și democrație înseamnă că oamenii trebuie să aleagă și asta, dar partea asta de dezvoltare urbană trebuie să aibă loc conform planurilor, conform specialiștilor și așa mai departe. Politica este chestia. Din păcate suntem captivii politicului. Eu vă mulțumesc din tot sufletul că ați venit la noi să discutăm. Dragi telespectatori, un oraș are suflet și el trebuie îngrijit și hrănit precum o facem pentru noi înșine. Să avem grijă de sufletul Moldovei. Eu vă mulțumesc pentru atenție și vă aștept marți și vineri la 19:00 să discutăm noi despre noi.